România și Bulgaria trebuie să fie în Schengen cât mai curând. Criteriile de intrare sunt îndeplinite de 7 ani de zile, iar amânarea intrării noastre nu este decât un gest politic ce are în spate interesele unor state membre. Aceste afirmații apar în raportul ce va fi votat în plenul Parlamentului European în doar câteva ore. Și vin mai multe informații de la colega mea, Sabina Iosub, în direct de la Strasburg. Sabina, bună dimineața! Găsit, eurodeputații vor vota astăzi raportul ce a fost dezbătut aseară aici în Parlamentul European. Este vorba despre un raport care atrage din nou atenția asupra ceea ce înseamnă Schengen. Cu alte cuvinte, România și Bulgaria ar trebui să fie parte din spațiul Schengen. Mai exact, ar fi trebuit să intre încă de acum 7 ani, de când au apărut toate rapoartele pozitive privind țara noastră și Bulgaria. Este foarte important că se subliniază în acest raport faptul că există un dublu standard și că e foarte periculos ceea ce se întâmplă. E foarte posibil să fie crescut euroscepticismul prin comportamentul pe care îl are Uniunea Europeană față de România și Bulgaria. Vom vedea exact ce se va vota. Oricum, decizia finală privind Schengen nu poate fi luată decât în Consiliul European. Așadar, practic, Parlamentul astăzi nu face altceva decât să tragă un nou semnal de alarmă.